Numirea lui Victor Pițurcă în postura de manager al Universității Craiova a fost bine primită de suporterii științei și de oamenii cu care a lucrat fostul selecționer al României. Prezent în emisiunea Activ Arena, Geo Mișu, jucătorul pe care Pițurcă l-a convocat la doar 17 ani la Naționala Mare, vede cu ochi buni prezența acestuia în bănie. Nea Piți a fost ca un mentor pentru mine. A încercat foarte mult să mă ajute în cariera mea, îi mulțumesc foarte mult și tot ce am acum cunoștințe despre fotbal, aproape 80-90% este datorită dânsului. M-a plăcut foarte mult, din păcate nu am reușit spre ghinionul meu. Bine, n-a fost neapărat vina ta, spre ai avut accidentări. E adevărat, spre ghinionul meu n-am reușit să-l mulțumesc pe cât se aștepta dânsul. Este un antrenor cu experiență. Pur și simplu, când spui Victor Pițurcă, spui experiență foarte multă în fotbal, la nivel înalt. Lucru ce face doar ca să ajute fotbalul nostru și implicit pe Universitatea Craiova. Orice echipă s-a dus, a venit ca și manager, pentru că îi place foarte mult, din câte știm, să controleze absolut din toate punctele de vedere echipa, să poată să pună stăpânire pe tot ce ține și de organizare și de antrenamente și să ducă la un management bun. Geo Mișu are în CV mai multe echipe cu nume. Acesta a fost junior al Stelei București și al Universității Craiova și a mai evoluat pentru Dinamo, Reșița și echipa secundă a Științei. Are selecții pentru echipele naționale de juniori și, în acest moment, este antrenor secund și jucător al nou promovatei Tractorul Cetate.